meu, s-au revenit după caz. Așa se strâmbă ciunul în spate. Nu știu ce vrei să spui. Ai o bubă în nas, da, știu. Foarte nasul. Da, bine ați venit pe canalul meu, sunt Ana. Și vom începe un daily vlog. Așa, ciunul, da. Și Michi aici, hai, sus. Sus, Michi, sus. Hai, stați așa. Se vadă lumea. Hai, up. Au, ce m-a scriat, iac. Ia, uite-te aici și tu la cameră, Michi. Așa, spune. Au, stai mă că mă dezbraci. Scoate laba de aici. Puh, ce puți. Zi, bună ziua. Bine ați venit pe canalul nostru. Eu sunt un jegos. Spălat și tuns de o săptămână. La o doamnă drăguță. Și mi-am băgat botul peste tot. Și sunt un jegos și nu-mi place în brațe. Și sunt și greu. Zi. Hai, fugi după Giulie. Hopa! Da, nu mai sări pe mine. Așteaptă, că nu știu după aia. M-a zgâriat tot. Ok, astăzi este vineri. Și am să fac și un daily pentru săptămâna viitoare. Pentru că mâine este cică Halloween. Ce Paul sau de cu Cătă. Nu, mama, sunt băieții noștri, Michi. Michi, sunt băieții noștri. E Paul și cu Cătă. Da, și copiii vor să facă Halloween. Și vin vreo doi prieteni de aici, de lângă noi. Și se vor distra mâine. Da, scuze. Eu încă stăm pijamăluțele mele de la Victorița. După aia mă schimb și mă apuc de treabă. Ah, vreau să vă arăt că mi-am cumpărat de la Jumbo acest platou minunat pentru prăjituri. Și torțele, bun, așa frumos. Și deja... Ridic-ți fata sus. Am luat de la Lidl. Că era la 20 de lei cutia de biscuiți foarte mișto și foarte buni. Dar vom face brioși. Astăzi facem supă cu tăiței. Șnițele. Și curățenie. Iar mâine vom machia copiii de Halloween. De asta am zis să facem un daily. M-a interesat, mă, o să mă schimb și să fac tăiței de casă. Giulite, ba, mă, că vin în față și spun. Ce se prostești. Vin în față și spune. Bună ziua! Eu sunt Hârțescu Giulia Diana. Am 13 ani. Deci tu părul după urechi așa. Dar și tu, te-am băgat în seamă. Nu mai sări. Da, bine, nu mă lasă nimeni să vorbesc. Ne vedem mai târziu un pic. Chibi Giulie. The camera. Voiam să vă arăt, să îndrept camera, că am făcut foaia de tăiței. Nu e perfect rotundă, dar nici nu trebuie. Acum trebuie să stea să se usuce aici. Până fierbe carnea și legumele, încă nici n-am pus la fiert. Tocmai ca să aibă timp să se usuce... foaia. Foarte subțirică. Da. S-a lipit un pic. Am mai întins-o un pic și pe prosop. Ca să fiu sigură că e întinsă bine de tot. Gata, am deslipit-o. Ia să vedem. Ok, e ok. Și aici am o lenjerie pe care am cumpărat-o Giulie de la Ikea. Și am călcat-o acum. Și fețele de pernă. Și mă duc să-i le pun sus. Da. Mă duc să-i schimbăm lenjeria pe pat. Și ei. Și ne întoarcem. Să vă arăt ce pui am luat de la Lidl. În acela galben. Să vedeți cât este de galben. Că este crescut cu porumb. Și de ce este așa galben. Și din el facem supică. Iar din pieptul de la el facem șnițele. Și am mai luat și piept de pui separat să facem șnițele. Iar aici așteptam să înceapă Friends. Este serialul meu preferat. L-am văzut de 11.000 de ori, dar îmi place la fel de mult. Mă duc să schimb la Giulie și revin. Să vă arăt și vouă cum vine pe palenjiria. Este superbă, superbă, superbă. Și n-a fost decât 120 de lei. Nu are inclus cerceaful de pat, dar ea are o protecție de saltea de la cerceavul acela cu elastic. Tot de la Ikea, așa că este ok. Hai să schimbăm. Deci uitați câtă lenjirie de fapt. Fata frumoasă care face Emily. Nu vreau. Wow, deci... Este super. Îmi pare rău că nu aveam mărimea mai mare, că patul meu are 200 cu 220. Iar asta este pătrat. Că și pilotat-o de la Lidl este, de la doamne, de la Ikea. Și e 200 pe 200. Deci este superbă lenjeria.
Să vă arătăm sclepiciul lui Julie de pe perete. Stai să mă dau mai aproape. Nu cum te filmezi pe tine, stai acolo. Hai să filmez cum sclipicește camera ta. Fain, stai făcut de mine. Păi mai vine vede acum. Ia. Julie, faci una ca Julie, ce sclipiți. Julie, hai, păstemele, mă duc jos să arăt puiul galben. Ce? Cu papuci. Cu ăștia am venit? Nu, n-am venit cu papuci. Gata, mă duc jos. Din care să fac? Da, aia e energie pe care ne-am schimbat. Tu ai venit cu ei papuci. Da? Nu, că avem alții, avem eu pe ele. Eu n-am papuci. Bine, atunci îl luăm jos. Ha, și ăștia sunt tot de la Ikea. Deci îți vedem puiul galben. To-do list. Păi și ce vrei să-i faci cu ei? Dar nu fac, vreau să tai partea aia, da. Nice. BTS. Da, ok, plec o dată. Gata, deci o să vedeți că am făcut eu... era zi pasta de tăiței, doamne. Foaia. Deci mai am un unt, că o să fac brioșe, făina. Pe asta o folosesc eu de la Carrefour și e super bun. Și acest pui imens și galben de la Puiul Fericit. Am să văd de unde e. Și a fost și la promoție. 30% mai ieftin. Pui crescuți minim 56 de zile din găini cu creștere lentă și hrăniți cu 70% porumb. Da. Aici mai are niște certificate, mă rog, certificate verzi. Și așa arată, super. Pieptușnițele, pulpe, spate și aripioare, supă. Gata, hai trecem la treabă, că vorba multă sărăcia omului. Voiam să vă arăt tăiței înainte să-i pun în supă. I-am tăiat subții. Aici merge supa, am oprit hota să nu mai audă gălăgie. Și aici este dezastru că mă apuc de brioșe. Gata și brioșelele, vedeți? N-am luat platou degeaba. Acolo avem un laptop. Și suc cu castraveți că mă apuc să mănânc. Niște mâncărică de cartofi. Fără cărniță, fără nimic. Arată super! Să-ți doar o parte. N-am mai vorbit că am venit să vă arăt la Julie în cameră, nu s-a mai făcut curat. Dar nu știu câte luni. Uitați, are poaie pe lustră, pe perdea. Foarte urât. Foarte, foarte urât. I-am spus, Julie, așa, camera, dă un colo de treabă, mamă. Și pe pat. Foarte urât. A, și-o luat aici paie. Astea-s pentru make-up. Trebuie să ne pregătim. Ah, hai că tot nu v-am arătat fața mea. Stați așa să vă arăt. Stați un pic. Tot nu sunt aranjată. Și așa. O să ridic și ecranul să mă și văd. Oh, dacă e strâmb. Așa. Gata. Asta sunt eu azi. Fain. Pregătit Julie camera, gata, așa filmez. Că nu-s machet. Și aranjată. Și cu balona, așa, ce să vedeți. Iubirile Julie, BTS-ul. Ia să vedem unde e Jungkook, că mie îmi place de... Nu de Jungkook, doamne, de V. Asta este V. Asta îmi place mie, nu ăsta. Ăla este Suga. Asta este V. Îmi place cum cântă. Și cam asta este camera, Julie. Aici avem și felinarul. Și să vă arăt în baie că mi-a venit. Aici lucrează Marian. Mai pune o lustră acolo. Și să vă arăt în baie că mi-a venit cada. Yay! Mi-a venit cada în sfârșit. Am comandat-o la Dedeman și mi-a venit. Dacă mai am imagini, o să vă inserez aici cum arăta baia înainte să o facem. Și cum arată acum? Prosoapele sunt în ton cu nuanța de safari de pe perete, un turcoaz. Trebuie să lăsăm și capacul de WC-ul.
Așa, aici este suportul de prosop și este foarte drăguț coșul, dar m-am mai arătat deodată. Și așa arată cada. Mai trebuie, vreau să iau două tablouri aici, la acelea tip vintage, una aici și una aici. Vezi că n-aveam gresie, faianță, scuze, gresie aveam. Iar aici o să iau un coș de rufe ceva mai drăguț, pe care să poți să și stai mai solid. Și cam așa arată băița. De sus de la copii. Și așa arăt eu. Hai! Da, deci aseară n-am mai făcut ce am vrut eu, adică curățenie și șnițele, pentru că am fost după cadă, ne-a sunat de la dedeman. A zis că durează 3 săptămâni și de fapt a venit într-o săptămână și câteva zile. Și e foarte fain, abia aștept să facem baie în ea și o să mai revin după ce fac make-up la copii. Și aș vrea să-mi fac și mie unul. Așa. Până sunt gata, așa stau. O să-mi fac și mie un make-up. Și mai am de făcut puțină curățenie. Și vor fi doar 6 copii, deci respectăm limita. Și stau și cu geamurile deschise, că este foarte cald în casă. Da, mama? Ce cutii să iau pentru cioplii? Stai că vin imediat să vedem, mă duc să dau un cuțit să-și facă și dovlegelul. Ne vedem mai încolo. Deci, sunt gata și cu make-up-ul meu de Halloween. Ne-am făcut și pe Paul. Se văd genele cu diamante. Cam așa arată. Am pus și pe Instagram, dar să vă arăt și vouă. Hai, Julie, să te vezi și tu! Am vrut să-mi pun coronița, Julie, dai la ea. Și sclipici. Și sclipici. Și o să mă duc să-mi fac baie, ca să dau totul jos. Hai, vino și tu! Acum. Unde? Aici, aici. Ia, te pun în vlog. Ea s-a făcut singură, doar cu ruj. Am dat-o eu. Superb! Superb, ți-a ieșit. Mersi. Wow, ce fain e. Să vii să aduci telefonul meu, te rog, să-ți fac poze, dau și lui Nana. Da, și copiii se vor băga acum la mâncat dulciuri și chipsuri, iar eu mă voi băga la spălat. Trebuia să vină și Paul, că l-am făcut și pe el, dar el nu prea. El nu prea avea. Hai da. Gata, mă duc. O așteaptă sus să fac poze și revenim. Nu știu dacă azi sau mâine. Pa! Hei! Da, să vă ridic mai sus. Așa e bine. Neața sau bună ziua, că de fapt este 12 fără 10. Duminică și trebuie să-mi fac părul, că bineînțeles, după sclipiciul de aseară m-am spălat pe cap. E aici. Și așa că am zis să mai vorbim puțin. Azi m-am trezit târziu. Pleca copiii pe la 2. Musafirii. S-au uitat la filme de groază, bineînțeles. Dacă se aude ceva fâsâind. Nu știu unde e microfonul la cameră. Este paletă. Este... N-am băut nimic eu când nu beau. Placa de întins. Părul care are ion. Dar cred că ionii de argin... Nu. Satin irons. Ion de satin. Dar cred că s-au dus de câți ani o am. Cum se vede, săraca a avut război cu Mickey. Acum vreo 4 ani, când era Mickey mic. Dar e foarte bună. Și așa voi arăta ca un om decent. Altfel am un păr mătură. Așa că am zis să vorbim de dimineață. Să vă zic că aseară... După ce mi-a închis Julia brutal convorbirea, n-am mai apucat să filmez, că trebuie să mă demachiez, mai aveam de aranjat una alta. Mi-am dat seama că eu n-am mâncat nimic peste zi decât dimineață, că-l făcusem pe Paul și apoi m-am făcut pe mine și n-am mai apucat să mănânc și eu, așa că am mâncat pe la 8 și până am făcut un duș și pe cap m-am pus în pat, nu mai aveam ce să vă mai zic. Dar, astăzi mergem în oraș.
Mergem până la Ikea. Primit un mesaj de la sora mea. Așa. Mergem până la Ikea. Aș vrea să iau o canapea pentru living și o canapea pentru Paul. Că lui e făcut o varză. Dar să vedem ce vom găsi, cum vom avea chef. Ah, și vreau să-mi iau niște ghete azi. Să vedem dacă îl conving pe Marian să-mi ia niște ghete azi. El în principal a zis că da, că i-am spus de el, dar vom vedea. Așa. Și am zis să vă arăt cum arăt eu decent. Că după păr urmează și make-up-ul. Deja se vede că nu mai stă. Trebuie să dau drumul la următorul rând de păr, să vedeți cum este. Dau drumul odată la tot. Vedeți că nu are niciun sens. Și apoi lăsăm alte părți. Așa. Deci cam asta este povestea. N-aș putea să ies cu așa păr în oraș. Și facem mai departe. Love it. Da, după cum se vede am aici o rebeliune. Tom. Tonom. Și nu vrea să stea cu restul părului. Da, o păcălești. Pune niște scuipată. Da, glumesc. Gata. Acum arăt decent la păr. Și o să-mi fac și un make-up, dar nu vă mai țin. Că n-are rost să vă plictisesc. Și cu make-up-ul am destule tutoriale și pe canalul de YouTube legat de make-up. În schimb, vă spuneam că nu am putut să dorm. Că mi-au venit niște idei de clipuri azi noapte pe la 2. Și mă, eram atât de trează încât eram în stare să mă dau jos să merg să filmez. Să mă machiez, să mă pregătesc să filmez. Așa că fiți pe fază că o să vă pregătesc niște clipuri amuzante. O să fac niște parodii la... Dar nu vă mai zic la ce. O să fac doar niște parodii și sunt sigură că o să vă plac. O să fie super faine. Faine și funny. Așa că mă duc să mă machiez și revin cu rezultatul final și să mă schimb, că nu merg în pijamale. Poate că ar fi interesant. Aș face ceva impresii pe la Ikea. Au, ce mă enervează asta. Mai am un pic de fixativ. Cred că o să iau să-l dau cu fixativul ăla. Că mă enervează dacă îl pun dincolo, se vede urât aici. Că pleacă părul nasol din partea asta. Și nu-ți mai stă nici în partea aia. Ok, gata. Hai, lasă că vedem eu cum îl pun la punct. Vedem eu, văd eu. Și ne auzim mai încolo. Pe ce sunt gata, complet. Sunt gata. Trebuie să vând așa. N-am mai scos oglinda că n-am avut chef, așa că am venit la baie. Să vă arăt și cu ce m-am îmbrăcat și cu ce m-am încălțat azi. Azi mi-am luat ghetele astea la 10 lei. Pe care am dat 10 lei, iar acolo e pătuțul lui Michi. În cazul în care nu știați. Că tot n-am unde să le port. Iar blugii ăștia sunt largi. Jos și vin foarte bine. Da. Și pentru că tot am aici perluțe, o să-mi pun și la urechi. Perluțele. Și nu m-am mai dat cu ruși, că oricum pun masca. Stai să filmez așa, ca să mă vedeți voi. Cu puțin roz și gata. Hai să mergem la Ikea. Mi-a pus Mariana asta ca să nu mai încară camera în mână. O las așa. Canapeaua pe care vreau să o iau lui Paul. Se și extinde.
vine Crăciunul. Alea din spate sunt faine. Steluțele le mișto. Alea, da, sunt bele. Globulețe, 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 globulețe. Vreau să iau cizmulițele astea. Gutele, de fapt. Ce? M-a schimbat încălțămintea, m-am luat adidașii. Mi-e zic că vin fain. Și mi-am mai luat să probez pantalonii ăștia. De catifea, așa. Luăm alea în gri sau roz. Să vedem cum vin. Cam așa vin ăștia Le Marin. Vin super fain. Ăștia roz. Iar ăștia vin super fain. Bine, nu cu bluza asta. Dar așa cu Adidas. E super. Și sunt doar 80 de lei. Să probăm și pe aia gri. Eu m-am băgat la un mix. La un mix? De cartofi. De cartofi. Doamne, de creveți. Și cu sos de usturoi și cu colagen. Aici avem un bulz cu mici. Yummy, yummy. Să păpăm, zic. Gata, am ajuns și acasă. Probat și cizmele cu plovărul. Aici a strâns Giulia pânza de paianjen de ieri. Și sunt foarte frumoase. Și vin foarte bine. Dați așa. Dați așa să întindem, să se vadă. Iar aici am făcut o combinație de sport elegant și un picior de-a lui Giulia cu trainingul. Ia, m-a ajut să mă dezbrac? Giulia. Descurcă-te. Dă și mie asta jos, te rog, ca să arăt și pe cameră. Trage, trage cu încredere, trage, trage. Ah, așa. Și asta? Te rog, ce faci? M-ai părăsit la jumate? Gata! Și asta este trainingul pe care l-am cumpărat-o de la Stradivarius. Iar bluza este 64 de lei, iar era Giulia, care va trece înapoi. Și cu pantalonii. Și vine super, super fain. Pantalonul este 80 și aveau și pe roz, pudră. Și bineînțeles că a cumpărat și Giulia. Și va trebui să merg să iau... Am aprins lumina că nu se vedea ca lumea. Pare foarte întuneric. Și pe gri, după cum v-am arătat. Ați văzut, ea vrea rozul. Mie îmi place combinația asta. Super. E super, super fain. Deci, doamnelor, puteți și la 40 de ani să purtați un training... Super cute. Pantalonii sunt cu talie înaltă, bluzița este crop top, mărimea este M. Am crezut că nu o să-mi vină M, că părea așa de mică bluzița. Dar vine bine. Și acum asta să mă vedeți și pe mine. Să-mi întorc ecranul. Vedeți? Aici mă văd eu. Ca să văd că sunt în cadru. Eu. Eu. Mă văd eu. Gata, să fac și închiderea. Ați văzut că am mâncat și niște creveți. Iar de mâine la dietă, ca să mai dăm jos puțin din kilogramele adunate, că deja sunt prea multe și nu-mi place. Așa că o să fac încheierea pentru vlogul acesta. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Și petrecerea noastră de Halloween. V-am zis că o plecat copiii târziu, nu v-am zis că n-am dormit, da. Și vă aștept cu drag la următorul vlog. Sau la următorul clip. Nu va fi vlogul următorul, va fi o parodie. Dar vă aștept cu drag la următorul. Până atunci, vă pup cu drag. Să fiți bine, să fiți sănătoși.